Iartă-mă, scuze. Bă, frate, de la o mică ceartă ați ajuns să vă aruncați chestii? Nu, chestii, nu, nu, Robi. Acum asta ni se arată cu el, de fapt. Ceartă, nu de la o mică ceartă. Ea îmi spune mie că se vede că eu sunt bărbat, dar ea, ca om, a demonstrat ce este prin faptul că a încercat să mă înjosească după despărțire. Eu n-am băgat în seamă, n-am judecat nicio acțiune de a ei. Fie că a vorbit cu cineva, fie că a chemat în camera roșie pe cineva. Eu n-am judecat, este treaba ei, este alegerea ei. Da, nu am zis nimic. Nu am zis, da, faci ce vrei, dar eu n-am zis nimic despre tine. Tu, decât mi-am permis să râd, tu mi-ai zis să stea mâncarea în gât. Așa și? Păi nu, tu ca om, chiar dacă vrei. Nu am nevoie, eu n-am nevoie să... Păi nu mănâncă. N-am nevoie de validarea ta, n-am nevoie de nimic. Dacă tu îmi zici că sunt așa... E singurul care se agită. Zin cum vrei tu. Pentru e că, singurul care se agită. Pentru că tu ești cea care vorbește urât și... Eu? Și eu nu ți-am zis nimic. Tu mi-ai spus mie că mă pui eu pe gânduri. Eu nu te-am comparat pe tine cu cineva din trecutul meu. Îmi pare rău. Tu ai zis că mă pui pe gânduri, ca și cum nu vezi, Doamne, ceea ce se zice de mine ar fi adevărat. Tu zicând lucrurile astea... Nu, mă pui pe gânduri cu atitudinea pe care o ai față de mine. Eu n-am nevoie să mai discut cu tine, cu asta am spus tot, ești inexistentă. Robert, te rog. Eu mai zic nimic. Am mâncarea în gât. Hai, Robert, zi tu. Buson. Încă să iei doi pe cadru. N-are nimic, a zic că ei. Dacă te ataci atât, Antoni... Mulțumesc frumos că m-ați ascultat când am zis că nu mai am ce să caut cu ea pe cadru. Ce ai zis? Da, ficta asta s-a luat cadru. Nu m-ai ridicat din sprâncenele alea că o să rămâi cu tic. Eu? Da, păi, am. Măi, Rebecca a făcut niște chestii destul de urâte, nu? Eu? Mi-e așa mi s-a părut. Dar de ce o vedeți doar pe Rebecca? Nu o vedem doar pe Rebecca, dar... Băi, nu o vedem pe dar Rebecca. De ce? Giulia, bun, hai să facem o reconstituire ca să vedem dacă ești de aceeași părere sau decât încerci să fii, nu știu, încerci să ții un pic balanța, să nu fie decât cineva vinovat pentru treaba asta. Mm. După despărțire, eu ce am zis de ea? Și în momentul de față, ea când aduce lucruri de mine, eu ce am zis de ea decât strict ce simt dar eu pentru ea? Dar ea nu m-a adus de tine ca și cum asta e părerea ei, a zis că ai cum comparat-o nu? cu o fată care a spus bun, chestia asta. Exact, ca să înțelegi că eu deci dimisor a fost. Hai să ne întoarcem de la început, că le țin minte pe toate. Restul Teodorei, unu. Hai, lasă, că n-am dat și cum lasă, cum lasă, ăstea nu se pun. Ăstea nu se pun când vine persoana cu care ai interacționat cel mai mult aici, cu care ai avut asta două zile, când vine persoana aia să zică așa ceva. Nu! Primul lucru pe care tu l-ai făcut a fost m-am săturat de tine. Nu, am zis m-am săturat de discuții, ce? Ea a zis mi s-a luat de tine, e filmat. Ai încercat, okay. Și el s-a despărțit de mine la net. Te văd că te bufnește râsul, ai încercat bine, dar ea... El s-a despărțit de mine la net. Și tocmai de asta m-am și despărțit de ea. El s-a despărțit de mine la net și eu a trebuit să-l ierg, că n-a. Dar eu când am zis o chestie urâtă la net, eu când am vorbit prost de tine la net, eu am venit și mi-am cerut scuze și am plecat capul și am zis da, am greșit. Tu ai venit pe aici și râdeai și stăteai cu capul sus și să facă ce vrea. Eu când am greșit, am recunoscut că am greșit. Tu nu, niciodată.
Bine. Antoni, dar înțelegi și-a deranjat-o pe a cel mai rău? În momentul de față, sincer, arătându-mi cine este ea cu adevărat, nici nu mă mai interesează ce deranj a avut. Sunt mulțumit că am scăpat de ea. Sunt mai mulțumit. Omule! Antoni, eu... N-am cum niciodată să stau lângă o persoană care vorbește urât de mine după despărțire. Niciodată în viața mea. Niciodată. Puneți-i, vă rog, un scotch. Că nu se mai oprește. Zi, Robert, ce voiai să zici? A uitat. N-a uitat. Ce să zic? Rebecca, nu știu dacă... Ești pe cald. Pot să zic? Da, zi. Dacă nu zice Rebecca că da, nu zic. Da, zi. Că vreau să mai intri în alte discuții. După când m-am văzut ieri discuția care văd că te-a deranjat foarte tare și, într-adevăr, nu știu cât de bine a folosit-o el, el nu te-a comparat pe tine cu fosta lui, ci a comparat strict starea lui, pentru că el a mai trecut prin starea asta și nu se simte bine. Asta a vrut el să puncteze din ce am înțeles eu. Probabil că greșesc. Dar asta a zis. Robert, nu a zis că a comparat atitudinea și când spui că nu ești mai presus, deci tu ca om, nu cum s-a simțit el în trecut și cum se simte acum. Păi nu e mai și presus. Eu am adus chestia asta, nu că aș crede despre el, am adus-o la modul ca să înțeleagă cam cât de jignitor a fost faptul că a zis că am aceeași atitudine, pentru că eu nu am zis niciodată de el așa ceva și totuși m-a pus la aceeași nivel. Oricum, nu mai vreau să vorbesc subiectul ăsta, mi se pare... Dar, uite, am mulți de zis, dar nu mai am chef, credeți-mă, nu mai am chef. Nu, lasă așa, Robert. Păi, Rebecca, dar dacă el a mai întâlnit felul ăsta de comportament, nu e ok să ți-l scoată și să zică, vezi că nu-mi place treaba asta? Eu nu mai vreau să știu, punct, înseamnă că la tu... La ce nervi? La ce nervi? La ce nervi? Rotezi la nervi cu zâmbetul pe buze? N-ai cum, frate, n-ai cum să zici ceva. Nu mă încercați cu nervii. Bine, nu mai vorbi cu mine și gata. Eu am avut nervi, am avut nervi și am în continuare nervi și n-am zis niciodată nimic de tine. Bine, lasă așa, ok, lasă așa. Mă lași pe mine să merg la Roberta, te rog frumos. Pentru că eu în primul rând mă respect pe mine și nu o să fac asta niciodată, indiferent când noroi se aruncă mine. Eu nu am aruncat cu noroi în tine, ți-am zis doar că m-ai comparat cu un om care ți-a zis chestii de genul. Că tu oricum ești cu părerea din casă. Întreabă lumea din casă dacă li s-a părut frumos, dacă li s-a părut frumos și ai încercat să faci tu. Întreabă lumea, suntem nu în afară de noi doi, suntem... Nu, eu nu am 14. Încercat să fac nimic. Nu am încercat să fac nimic. Pur și simplu ți-am zis că m-ai comparat cu un om care te acuză de anumite chestii. Tocmai că îi se pare urât. Tocmai că mi se pare foarte jignitor. Bună ziua. Mamă, dar cum te-ai făcut, omule? Cum? Nu știu. Îți place? Ba da. Îți place? Da. Mai mult? Nu, chiar, dar îmi place. Zici că se mai duce? Ia, întoarce-te. Aș fi făcut comparația asta fără ca tu să faci ceva, eu mi-aș fi cerut scuze. Bine. Dar tu demonstrându-mi cine ești cu adevărat și că ești în stare să vorbești de persoana cu care ai, da, cum te-ai cunoscut, așa, mi-a lămurit tot și nu am nicio intenție. Foarte bine. Pur și simplu aș fi preferat să nu... Ok, pa. Te fi cunoscut. Ei! Opa. Măi, omule, opa. Măi! Ce zis? O zis... Lasă! O zis... Ce-o zis? Aș fi preferat. Dragi, acum te simți având două camere roșii ieri? Și cu cine ai fost? Mă simt bine, am vorbit despre lucrul ăsta ieri. Gagea, te-ai supărat că nu te-am chemat la camera roșie? Nu, Teodor, acum să mă supăr. Nu. Faci ceea ce simți și ceea ce vrei aici. Zii, nu pui meu, te aștept acasă. Asta e, răspunde tu. Dar cumva mă așteptam. Cumva mă așteptam să mă chem și tu, dar... Nu... Am vrut să te chem la un moment dat, dar starea mea nu era tocmai bună și știu că noi doi mereu suntem puși pe glume și am zis mai bine să am niște discuții serioase. Perfect, perfect. A fost foarte încântat de camera cu Francesca. Wow, serios? Da, cu Francesca chiar nu am prea avut interacțiuni pe aici și... De ce nu m-am... Stând cu ea în camera roșie, am simțit-o foarte sinceră. Ce, vorbim strict de camera roșie? David, el a fost sinceră. Acum nu știu cum e ea. A, și cu tine n-am fost sinceră sau cum, că nu înțeleg. Nu la modul ăsta am vrut să spun. Păi și atunci de ce spui așa, că așa a sunat? Pur și simplu că nici tu nu ai zis din prima că simți ceva și... Dar ai o atracție atât de profundă. Nici eu n-am spus că ea a simțit ceva sau eu am simțit ceva. Ce atracție profundă pentru cine? Stai puțin. Era comparația acum între mine și Gagea, nu? Vorbește. Nu.
Ce comparație? El te-a simțit sinceră și eu... A, și tu nu m-ai simțit sinceră și nu înțeleg ce nu m-ai simțit sinceră. Despre asta vorbim. Mi s-a părut că ai fi fost mult mai interesată la început, nu știu. Și pe parcurs s-au schimbat lucrurile. De fapt, lucrurile au fost așa la tine. Da, a fost invers. Mai da, pe... Să nu mai aruncăm pe alții, zic.